Numărul mediu de pensionari a fost de 5,079 milioane de persoane în 2021, în scădere cu 49.000 de persoane față de anul precedent, potrivit datelor Institutului Național de Statistică publicate miercuri. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,654 milioane de persoane, în scădere cu 21.000 persoane față de anul precedent. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,65% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinși în categoriile de pensii, anticipată și anticipată parțial, au reprezentat 2,2%, conform Agerpres. Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 9-10. Raportul prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariați în județul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman, 14 la 10 în Giurgiu și Vaslui și 13 la 10 în Botoșani. Pensia medie lunară, determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari, de asigurări sociale, invaliditate, urmașe TK, plătite de casele de pensii, a fost de 1.666 lei, în creștere cu 11,1% față de anul precedent. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.602 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare și câștigul salarial mediu net a fost de 53%. Potrivit datelor INS, pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 851 de lei. Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUGNR 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate în anul 2021 a fost de 943.700 persoane, dintre care 793.100 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17% din totalul pensionarilor din această categorie, 132.800 persoane din rândul pensionarilor proveniți din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,9% din totalul acestora și 17.800 persoane din sistemul militar, reprezentând 2,4% din totalul acestei categorii. Indicele pensiei medii reale față de anul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale și indicele prețurilor de consum a fost de 105%.